Bună ziua, fie inima, dragilor, și bine v-am găsit la un nou benchmark pentru placa video MSI GeForce GTX 1060 Gaming X de 6 GB. Ca să vedem exact cât de încărcate sunt componentele în acest benchmark, avem în stânga sus un afișaj obținut cu ajutorul aplicației MSI Afterburner, care ne indică temperatura și încărcarea plăcii video, apoi FPS-ul, temperatura și încărcarea procesorului și în cele din urmă cât RAM mănâncă sistemul. Folosim afterburner deoarece consumă foarte puține resurse și are un impact neglijabil asupra rezultatului final. Pentru driver, setări video și înregistrare, am rezolvat totul cu GeForce Experience de la Nvidia. Unul la mână, driverele sunt actualizate automat, sunt la zi. Doi la mână, am optimizat jocul pentru această placă video ca să vedem cât de frumos arată la un framerate acceptabil. Și trei la mână, am putut înregistra jocul cu funcția Share, aceasta având un impact neglijabil asupra FPS-ului. Trebuie să menționez faptul că YouTube are tendința să scadă calitatea video, deci ceea ce vedeți pe ecran este menit să vă construiască o idee generală. Asupra graficii din joc. Înainte de a vă lăsa, vă aduc aminte că toate linkurile necesare sunt în descriere, iar configurația sistemului meu pe care am făcut aceste teste o puteți găsi pe canal în secțiunea despre. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o zi excelentă în continuare.